Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un episod din My Summer Car. Astăzi vreau să mergem să facem întâlnirea aia cu Susti. Și că am uitat, eu vreau să pun radar booster-ul ăla, detectorul de radar pe mașină, dar am uitat să-l iau. Așa că o să-l punem acum. Mi se pare că e cu șurubelnița ăla, așa că o să văd la șurubelniță. Și na, mergem acum spre Fletarii și după aia spre Teim, o să iau pe asta la întâlnire. Și ne vedem la Fletarii, ce să zic. Bun, am ajuns la Fletarii doar că cu niște intemperii, văd. Stai că nu pot să concep ce se întâmplă aici. Măcar mai am ceva de eșapament, pe aia o am, nu știu ce mai căzut. Spoilerul ăla din față, dar unde e? Au, băgam eu ceva în el de spoiler. Pun portbagajul ăsta aici. Știi ce, până la urmă, spoilerul ăla... Nici nu-mi trebuie dacă stau să mă gândesc un pic, dar nu știu unde e. Adică și dacă vreau să-l iau, nu știu unde e. Nu-mi dau seama, a dispărut în... Eternitatea, oricum e o porcare, o prelungire, nici nu... Nu n-ai asta teme, vreau să pun detectorul ăla pe mașină. Ia uite băi, ăla cu aia verde în spate și mă clăcună, deci nebun. Hai să punem asta. Să văd care e faza cu portbagajul ăla, că s-a desfăcut și... Ce șurubul mai are și ăsta? Nu pot să-mi dau seama, stai, caut un pic pe Google. 4x6. Bun, hai să le strâng. Aha. Gata. S-a rezolvat și cu asta. Și cu radarul și cu tot. Punem centura. Las asta jos. Și am plecat către Teimo. Ne apropiem de oraș. Vreau să trec pe ăla cu lichiorul să văd dacă are deschis. Poate mi-au niște băuturi. Mă învăd mai repede. Aici e biserică sau ce e asta? Aia mă așteaptă acolo, da. Stai să mai întâi fac stânga și să mă duc și la aia după aia. Să ajung aici la liquor store. Frate meu, ai deschis? Ai deschis? Mai uite-l.
Au, te pot să-mi iau buz. Mai au vreo două sticle, cred că ajung să mă îmbăt. Uite, mă, mi le dăm pungă frumos, nebunie, nebunie. Le pun aici pe toate, stai așa. Le dau un pic mai așa să nu cadă când deschide aia ușa. Stai, mai bine să întoarcă, că nu știu unde era, dacă mai e în spatele mașinii, poate îl calc și mai ia poliția și n-am chef. A, dar stai mă, că aveam camera asta, mă, mereu uit. Bun. Hai să o luăm. Așa ușor. Hai eu. Punem centura. Hai să-i dăm pe autostradă un pic. O să iau spre dreapta, cred. Da, cred că o luăm spre dreapta, frumos. Și acum n-am decât să mă plimb până zice asta că vreau undeva. Așa că vom reveni atunci. Bun, băieți. Deci, vreți să mergem la Kirem sau la Dance Hall. Kirem purles mai aproape de mine. Așa că o să întoarcem. Bag așa și întorc. Perfect. Și mergem la Kirem. M-am plimbat pe toată harta cu nebuna asta. Hai. Tot Douglas Kirem. Uite în sticlele de buz acolo la pedale. Unde după dealul ăsta e sunt și rampele alea. Chiar pe aici, dacă nu mă înșel. Bun. Ulu, ce-am dat. Săraca mașină. Hai să vedem cât de mult trebuie să mergem pe aici. La radio nu știu ce, întrebați eu pe asta, nu pe mine, că nu umblu eu la radio. Oh, ușor, ușor, că e joasă. Hai să o ducem sus la rampe. Ce se dă pe aici ca lumea în gură, mă, la mașină? 90, ai cântat ceva? Pe drumul de pământ, mocirlă, ciuchi asta. Nu mai urcă, hai să-i dăm interioară. Acum trebuie să urce. Și urcă prea bine. O, ușor că vine un viraj nasolit. Ia uite ce... Ce forțare nebuna. Hai că... Îi dau a patra. Relax and drink. Păi mă lași. Să mă bag la băute. Bun. Să-mi dau și centura asta jos.
Oh, că beau acum, nu te agita. Mamă, cum face ecranul acum. Și îmi beau și pe ăsta. Și sunt knockout. Un knockout. Knockout, brother. Iată mai e animația în ecranul ăsta negru. Nii, unde-s mă? Acasă. What the fuck, cum îmi face ecranul, ești nebun, mă. Mamă. Ce se întâmplă? Pff, e 4 fucking dimineața, ești nebun. Trebuie să merg să-mi iau mașina de acolo. Mamă, dar cum tremură ăsta aici, nebun. Trebuie să și mănânc ceva. Și să și beau. Dar nu băutură. Apă. Și trebuie să merg să-mi iau mașina de acolo, aia e nasol. Cred că merg cu tangerinul și-l las acolo. Canistra trebuie să o las aici. Mamă, mamă, cum conduc eu așa, doamne? Fuck. Hai că măcar am nimerit. Să mișcă, de mișcat, să mișcă, da. Mamă. Dacă ajung eu să-mi iau mașina așa, sunt bine-s. Bun, am ajuns aici la rampe. Vedeți și voi cum îmi face capul și cum am condus până aici. O să iau mașina. Mamă, ce naiba mă, să stea pe afară. O să iau mașina și nu o să mai filmez până acasă, pentru că vedeți și voi cum îmi face capul. Ne vedem direct acolo. Aproape am ajuns acasă. În sfârșit. Mi s-a mai dus și porcăria aia de-mi tremura ecranul. Prelungirea aia față nu știu pe unde e, dar e. O să las mașina aici în față, o spăl și mai. De fapt, hai să o bag în garaj de-o încolo. Cam atât. Hai să iau buretele astea să o curăț. Mă gândeam că crește și fatigul, dar văd că nu crește. Bun, o lăsăm aici. Mă duc la baie. Mă spăl, facem toate nevoile astea. Și nu știu dacă să dorm sau nu, nici nu știu. Cred că o să bag un pic de somn. Așa cu dezastru să ne spune Gagica. Bun, am băut.
Aici nu înțeleg ce becul a prins. Abar n-am. Cred că o să dorm. Sincer. Mi s-a mai refăcut viața un pic, e bine. Și voi reveni probabil când mă spună asta. Uschi. Încă aștept și eu un apel. Dar nu știu dacă mai vine. Trebuie să vină totuși. Se face și noapte. Nu știu ce să mai fac. Să închid aici garajul ăsta. Ar fi și asta o idee. Mai am pungă de chipsuri aici să o mănânc. Am făcut viața la maxim. Nimic, bă, băiatule, nimic. Niciun sunet. Păi, sună telefonul. Da, ești tu, știi? Ah, în sfârșit de când aștept aici. M-a luat capul. M-a luat capul la când am așteptat. Și acum ia să vedem ce ne arată. Erori de la moduri. Mama mea, bă, oh. Da, ideea e că nu trebuie să vede de la moduri chestia asta. Oricum am mai văzut și în playthrough-ul meu vechi ending-ul ăsta. Welcome to your new life. Și na, cam asta a fost. Nu știu cât mai durează creditele astea, dar nu cred că foarte mult. Vedem aici cine, muzică, nu știu ce. Max Cancer îl cheamă pe legi nebun. Ninja Rect. Da, ce se întâmplă în momentul ăsta? Am terminat și noi jocul pentru a doua oară. O serie cu moduri asta, n-am mai fost ca prima fără moduri din păcate și din fericire pe altă parte. A fost mai lăguit cu modul, dar mai mișto. Special thanks player and fans all around the world, asta e mișto, da. Da. Și o să apară probabil și mai Wintercar în curând. Thanks, I'm done, că nu mai joc. Asta îmi șterge salvarea. Sau așa ar trebui, dar văd că nu mi-a șters-o. Mă rog. Sper că v-a plăcut seria asta și episodul. Nu uitați să dați și voi un like. Și ne auzim data viitoare. Pa, pa!